Salut! Dacă nu ați ajuns încă la salonul bicicletei, vă așteptăm mâine la standul de Vron, unde avem o gamă largă de biciclete pentru anul 2017, unde sunt și bicicletele mele de concurs, bicla de șosea și mountain bike. Cursiera, după cum se poate vedea, cum am luat-o de pe stand, este foarte ușoară. Are doar 6,3 kg, fără pedale. Cadru full carbon. Este foarte rigid și ușor în același timp. Roțile sunt pe baieuri, tot din carbon, Novatec R3. Baieurile sunt Continental Competition. Foarte ușoare și cu un grip foarte bun pe majoritatea condițiilor pe care le putem întâlni într-o cursă. Bicicleta este echipată cu SRAM ETAP 2x11 și este echipată și cu pipă Zip SL Speed și tija de șa tot Zip, Service Course SL. Pedalele sunt Look. Bicicleta de mountain bike, la fel ca și cea de șosea, are cadru din carbon. Furca este upside down, RockShox RS1, echipată cu SRAM XX1 și roți SRAM RO. Furca este foarte, foarte bună pentru coborâri. Adică cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult. Este un pic flexibilă, dar asta nu afectează sprinturile, să zic, sau porțiunile mai tehnice de urcare, de exemplu, unde ai nevoie de rigiditate foarte bună, pentru că compensează cadrul, care este foarte rigid. Și pe lângă echiparea de bază, tija este Zip. Tija de șa Zip, ghidonul turbativ și pipa de ghidon, tot un turbativ T40. Furca are blocaj hidraulic pe ghidon, care funcționează foarte bine și ajută foarte mult într-o cursă unde e nevoie să-l folosești de multe ori. Și cauciucurile diferă în funcție de traseul pe care urmează participăm la concursuri. Cam asta a fost prezentarea bicicletelor mele de concurs. Pentru restul bicicletelor puteți veni mâine, vă așteaptă colegii mei pentru mai multe detalii. Dacă vreți să le vedeți mai de aproape și cu mai multe detalii, mai detalii am amintit, o să vă aștept aici după amiază și ne vedem mâine.